După ce a omorât pe cei doi soți, rude cu el, suspectul a plecat de acasă. Polițiștii criminaliști au adus cu ei pentru cercetări și o patrulă canină. Bata a găsit rapid într-o curte armele crimei și de acolo a tot mers până la casa în care se ascundea atacatorul. S-a așezat lângă gard și nu s-a mai mișcat. A fost indiciul așteptat de ofițerii de la operațiuni speciale care au înconjurat imediat casa. Știu că a fost folosit până de urmă. Nu am găsit la locul faptei pe autor, ci niște probe materiale și niște investigații făcute de către organele de poliție la momentul oportun și în mod profesionist au condus la identificarea acestuia. După care, nefiind locuința în care s-a petrecut fapta, s-a obținut un mandat de percheziție, a fost pus în aplicare. Suspectul avea o armă albă și se baricadase în podul casei. În locuință s-a pătruns fără violență, pentru că a fost deschisă ușa locuinței de către tatăl suspectului. Organele de poliție au constatat că suspectul era înarmat cu un cuțit. S-a și zgâriat în aceste împrejurări la gât, probabil cu acea lamă de cuțit. A avut loc o negociere? A avut loc o negociere. Suspectul de crimă a fost încătușat și dus la audieri, unde a recunoscut atacul. De ce i-ați omorât? Ce aveți de împărțit? Bărbatul e cercetat pentru omor calificat, faptă pentru care poate sta după gratii tot restul vieții.